Acum, Drareș, părerea mea despre meeting coincide cu tot ceea ce s-a spus până acum, dar dăm voie în această seară să fiu puțin abject, pentru că m-am gândit în noaptea trecută dacă merită să fac ceea ce am să fac acum cu permisiunea ta. M-a stârnit, e adevărat, delirul furibund al fostului meu prieten Mircea Badea, care a rămas ultimul prost din curtea școlii. Arătați, vă rog, imaginea faptul care a faptul că scoateți titlurile. Acest meeting a fost un eșec de proporții, este demonstrat și de următorul aspect. Nici domnul Dragnea n-a postat o poză de la mine pe pagina personală de Facebook. Am mâncat porția de brocoli lui Fisu, că nici, nici doamna Firea, care se laudă cu marile sale realizări, nu a pus nicio poză cu discursul domniei sale. Cu poșetuța aia mică, frumoasă. De pe Facebook, singurul care insistă cumva să micționeze pe Mișcarea Rezist, să fie furibund și obraznic și nenorocit, cu niște oameni frumoși, într-adevăr. Vă fac așa o mărturisire. Eu am scos în spațiul public sintagma tinerii frumoși și liberi, tocmai ca ei să transforme această chestiune în tefeliști și să batjocorească ceea ce are totuși mai frumos această nație. Eu m-am despărțit de acest strigoi, că a ajuns un strigoi, uitați-vă la poză, față de băiatul ăla frumos care protesta împotriva abuzurilor cu o pancardă până anii 90, nu 90, spre 2000, în fața guvernului Adrian Năstase, pe care scria, în atenția ministrului de interne, nu mai protejați infractori. Nu știu ce transformare, dar vă știu ce transformare s-a produs, ce mutație s-a produs în tânărul acela frumos de a ajuns această umbră de astăzi. Vreau să împrumut și eu de la prietenul și colegul nostru de breazlă, Silviu Mânăstire, sintagma dosar de politician, și am să fac un dosar de căcănar, pentru că toți cei care s-au lăsat manipulați de-a lungul acestui timp, toți cei care au venit și sunt posedați de predicatele pe care le uzitează acest nefericit pui de informator al securității, pentru că, vedeți dumneavoastră, oamenii trebuie să înțeleagă de ce anume se comportă Mircea Badea așa. M-am gândit și știu că e urât ce am să spun, e urât ce fac, sunt lucruri pe care aș fi vrut să le păstrez și să mă duc cu ele în mormânt. Dar răul, manipularea, propaganda, o travă pe care o împrăștie în societate, acest pui de năpârcă securistă, și aici nu mă refer la tatăl domniei sale, care este un om extraordinar. Din păcate, el nu seamănă cu tatăl domniei sale. Seamănă sora lui, care de-al minteri este o fată și o femeie extraordinară. Am moștenit linia maternă. Acum, eu cunosc foarte bine cine este Mariana Badea, o cunosc toți actorii teatrului mic, toți cei care au avut curiozitatea să afle cine i-a turnat la securitate și cam ce dejecții scriu în dosarele de informator ale securității sub pseudonimul Vrăbiuța, sunt foarte de acord cu ceea ce am să spun, pentru că sunt în asentimentul lor și eu pot să demonstrez cu probe ceea ce afirm în această seară. Ei bine, dosarul de căcănar începe în 1984, pentru că poate puțină lume știe, dar domnul Mircea Badea l-a sorcovit pe Nicolae Ceaușescu. El a fost acel plugușor în 1984, alături de Dana Mladin, care au reușit performanța să-l atingă pe zeul Nicolae Ceaușescu cu sorcovaia a sfârșit prost la pucinele lui Voiculescu. Creponată. Toată lumea știe că nu te apropiai de demiurgul Ceaușescu dacă nu treceai prin niște filtre foarte, foarte selective. Dar unde erau părinții primul? Așa. Acest băiat căruia îi se pregătea traseul de mare propagandist încă de pe timpul lui Nicolae Ceaușescu a avut șansa să-l întâlnească pe Dan Voiculescu. Întâlnindu-l pe Dan Voiculescu, el a reușit să-și ducă misiunea mai departe. Acum e foarte interesant de știut că, și nu vreau, soția domnului Mircea Badea este o femeie admirabilă, o femeie colosală și un om de foarte bună calitate. Dar se leagă niște lucruri. Tatăl domniei sale a fost atașat militar la Moscova înainte de 1990. Iar ea a terminat bacalaureatul la un liceu la Moscova. Acum e limpede, dacă punem într-un puzzle toate aceste elemente, să vedem de unde îi vine acest venin și această toxicitate împotriva României europene, împotriva României cu vocație democratică cu adevărat, acestui propagandist ordinar, care se face mai vinovat, din punctul nostru de vedere, pentru intoxicarea opiniei publice și pentru spălarea pe creier a unei părți mai puțin privilegiate de soartă a poporului român. Toate conexiunile duc acolo, la Kremlin. Domnul ăsta care insistă să micționeze pe Mișcarea Rezist are totuși o soție și un copil, și asta mi se datorează în exclusivitate. De aceea
îmi permit să spun lucrurile acestea. Da? Adică dacă domnia sa... Nu ne-a făcut copilul. Dar faptul că a reușit să aibă o soție și să facă un copil, asta mi se datorează mie personal 100%. Wow. Îi amintesc episodul Năvodari 2001. Atâta să știe acest individ. Atunci a renunțat la filmele porno? Nu. Povestea este mult mai tristă și este mult mai complicată. Deci eu m-am gândit foarte serios dacă să-i arăt această pisică individul ăsta insalubru și dubios, da, în momentul în care declar război unei mișcări care nu are altă vină decât aceea că dorește să scoată România din epoca de piatră, în momentul în care îți permiți să jignești fără niciun fel de discernământ ce a reușit să producă mai frumos nația română în ultimii ani și să îmbraci în invective și în cuvintele de cea mai proastă calitate și de cea mai proastă speță, tot ceea ce înseamnă altceva decât bolșevism și stalinism în România, mă face să-mi ies din, hai să zicem, paradigma de fost prieten și să îi declar acestui individ că începând de astăzi, dacă dânsul va continua să terfelească și să noroiască lucrurile și în valorile în care eu personal cred, în fiecare zi am să fac public un episod groaznic din biografia acestui vierme, până când nu va mai ieși deloc din casă. Dânsul are obsesia asta a securismului, a statului paralel și a faptului că noi tot aici la televiziune asta suntem niște securiști nenorociți, care niște staliniști, niște naziști și așa mai departe. Ei bine, să se gândească foarte serios dacă va continua pe această temă, pentru că în fiecare zi de acum înainte am câte un episod pentru care mă gândesc foarte bine dacă copilul lui este încă în măsură să metabolizeze și să gestioneze aceste capitole care nu numai că sunt urâte, sunt de o sinistroșenie sufletească absolut cutremurătoare. Acest individ este bolnav de o ură care se naște într-un laborator și într-un mecanism al principiilor NKVD-ului de distrugere a neamurilor și a țărilor ocupate de tancurile sovietice. Și ceea ce spun acum, afirm cu toată tăria și cu toată puterea mea de argumentație și oricând, dacă dorește domnia sa, de la probele cu vrăbiuța și cu dejecțiile pe care respectabila sa mamă le-a făcut la Teatru Mic, până la acțiunile coordonate undeva în plan secund, dar foarte bine și foarte intense, cu conexiuni cu GRU-ul și cu socrul domniei sale, am să o fac. Deci a făcut poliție politică mama lui Mircea Badea, spui. Da, a fost o turnătoare, dar de proastă factură. Adică eu am avut ocazia, sigur, nu pot să vă dezvălui sursele mele, sunteți da, jurnaliști ca și mine și știți foarte bine că mai sfânt decât o sursă nu este nimic în meseria noastră și așa plină de păcate și plină de dejecții. Dar am văzut niște delațiuni ale doamnei Mariana, aca Vrăbiuța, care m-au îngrozit. Adică mi-au făcut părul de... mi-au făcut părul măciucă. Mircea Badea știe că mama lui a fost turnătoare? În plus de asta... Mircea Badea știe că mama lui a fost turnătoare la securitate? Păi da, acum, dacă el se comportă așa cum se comportă, nici nu e important dacă a știut. Moștenirea genetică este perfectă. În plus de asta, sunt foarte multe lucruri legate și de Banca Religiilor, unde mama domniei sale a fost secretara unui domn foarte interesant, se numește Dinu Sărat. Niște țărani. Autorul acestui autorul interesant eseu, foarte bun de altfel. Foarte interesant în niște țărani. Capitolele care s-au petrecut foarte tenebros la Banca Regilor sunt cunoscute personal de către soția mea care a lucrat și ea acolo. Deci, am o listă întreagă și atâta vreau să, și cu asta am să închei, am o listă întreagă de subiecte pentru Netflix. Dacă doamna Udrea va juca sau nu va juca într-un film Netflix sau Pornflix, n-am înțeles exact care dintre companii se ocupă de doamna Udrea. Dar am o listă cu cel puțin 6-7 subiecte care pot face părul măciucă celor mai mari admiratori de filme horror în România, cu personaj principal acest avorton Mircea Badea. Asta este declarația mea de război pe care o fac acestui fost prieten de-al meu. O fac cu tristețe, n-am nimic să-i reproșez cu răutate, însă dacă am văzut în piață și ieri niște oameni săraci, zombizați, trepanați, care nu făceau altceva decât să se comporte ca un golem
în care se manifesta toxic și demonic Mircea Badea, cred că pentru sănătatea acestei națiuni este bine ca adevărul să se cunoască. Și cu asta, partea mea de răutate și de venin se încheie. Îmi pare rău că a trebuit să fac asta, n-am vrut să o fac, am preferat să mă duc în mormânt cu lucrurile pe care le știu de ani de zile despre acest individ, dar paroxismul și demența, delirul tremens la care a ajuns acest individ în ultimele zile, m-au stârnit să las imaginea de băiat simpatic și să fac un lucru urât, dar consider sănătos.